În Psalmul 68, care este și o cântare a lui David, stă scris: binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Iar în Psalmul anterior, care are un autor anonim, stă scris ceea ce vă urez, parafrazând oarecum: Dumnezeu să aibă milă de voi și să vă binecuvinteze. Amin. Să facă să lumineze peste voi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Lui și printre toate neamurile și printre italieni mântuirea Lui. Amin. Potrivit unei înțelegeri de principiu care am avut-o cu fratele Petrică Ungureanu, vreau să vorbesc despre viața de familie. Acum n-avem o nuntă ca să ne fure privirile mirii, nici foarte aglomerat, să zic așa, nu-i programul ca la o nuntă cu anumite dorințe. Și pentru asta vă rog să deschideți cu mine Scriptura la Proverbe 31. N-am citit textul, că am treabă cu tot și era prea lung ca să-l citesc, oricum voi face referire la el aproape la toate versetele. Și ceea ce am pe inimă să spun, pun sub un titlu simplu: sfaturi pentru o viață de familie regală. Știți că Apostolul scrie uneori, sfătuiește. Uite, și eu vă dau câteva sfaturi. De ce spun pentru o familie regală? Pentru că această carte a fost scrisă de un rege, în mod deosebit pentru cei care erau din neamul său, pentru fiul său, așa și începe capitolul la rând: fiule, fiule, fiule. Și mama asta de aici, i-a venit și rândul la gata să spună, zice în versetul 3 de împărați, în versetul 4, și toată învățătura privea pregătirea unui rege, cum scrie și în capitolul 4, dacă asculți, versetul 9, vei fi împodobit cu o cunună plăcută și vei fi cu o strălucită cunună împărătească. Acum să nu spună cineva: frate, dar noi nu suntem de neam regesc. Nu suntem cu sânge albastru, cum se raudă regii în Europa că sunt. Da, dar iată ce vă citesc eu din Apocalipsa 5:10 și spuneți-mi dacă vreți să faceți parte dintre aceștia. Ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. E vorba de noi? Așa. Și sub o altă ordine de idei, noi ca familie suntem din neam din Dumnezeu, așa s-a citit, nu? Ori Dumnezeu nu-i numai împărat, e împăratul împăraților, slăvit să fie în veci. Să intrăm așadar la câteva sfaturi. Un prim sfat: e foarte importantă educația din familia de origine. Uneori conștienți sau inconștienți, purtăm în următoarea generație ceea ce am învățat în familia în care ne-am născut și am crescut. Nu vom purta doar genetic anumite date sau cultural, vom purta amprente puternice despre viața de familie. Nu-i totuna cum a trăit tata și mama și cum te-au învățat. Aici avem o mamă care și-a pus problema aceasta. Citesc versetul 1, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Și adesea, în pragul nunții, am întrebat pe fete, să zic: te-a învățat mama una sau alta? N-am vorbit cu mama despre asta. Adică, mai corect spus, n-a vorbit mama cu ea despre asta. Iată că această mamă și-a învățat nu numai fata, și-a învățat băiatul cum trebuie să fie fata. Și-a pus 3 întrebări de căpătâi. Nu s-a apucat așa numai să spună: ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Amintiți-vă de Ana, care a vrut fiul ei să fie cineva. Ce să spun, fiule, ce să spun, fiul trupului meu? Și a primit îndemnul acesta să-i vorbească despre viața de familie, despre felul în care trebuie să se comporte în viitor, despre felul în care trebuie să arate, să fie, să gândească soția lui.
Vă amintiți de ceva exemple pozitive și negative din Biblie care arată influența părinților asupra copiilor? Vă amintiți că scrie asta în Marcu 6? Fata Irodiadei putea să primească jumătate din împărăție. Cu ce s-a ales? Cu mare păcat. Dar cine i-a spus asta? Mama. Nu spune în carte Ezechiel cum este mama, așa este și fata? Ba da. Dar ce frumos scrie despre Avram, ca să-i cuprind și pe tați, a zis Dumnezeu. Genesa 18, versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el. Și cum vă spuneam, toată cartea Proverbele se constituie într-o învățătură pentru noua generație. Așa scrie de la începutul acestei cărți. Vă citesc din capitolul 1, scrie în deschidere scopul cărții, de la versetul 2, pentru cunoașterea înțelepciunii, învățăturii, de dreptate, judecată, nepărtinire. Și unde se vor manifesta astea mai mult? În familie. Ca să dea versetul 4, tânărului cunoștință și chibzuință. Și scrie în versetul 8, ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Și mă refer acum la cei necăsătoriți care sunteți aici. Sau care sunteți părinți și aveți copii spre pragul căsătoriei. Discutați cu ei. Și deasupra tuturor lucrurilor care trebuie și vreți să-i învățați, vă rețin cu versetul ăsta și unul din Proverbe 31, versetul 7. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Deci, nu există ceva mai primordial, cu asta trebuie început. Și așa scrie în Proverbe 31, femeia care se teme de Domnul. Părinții adevărați își învață copiii să-L cunoască pe Domnul. Și Domnul să dea har celor ce se vor căsători în viitor. Am observat, sunt implicat în programe de consiliere, tare mulți proaspăt căsătoriți, nu numai că nu știu ce au de făcut, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Recent am fost invitat în două familii care nu sunt din biserica noastră și când mi-au descris starea lor, le-am spus, cu voi trebuie să discut ca și cu niște oameni din lume. Cum spunea Pavel la Corinteni, cu voi nu pot vorbi lucruri duhovnicești, sunteți lumești. Pentru că este foarte important educația să fie bazată pe învățătura sfântă. Altfel, viața de familie eșuează, ca și în lume. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și cum spune și în Psalmul 10, tot ce o păzesc ca o minte sănătoasă, numai apoi putem vorbi de înțelepciune. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Domnul să vă dea har în educația sfântă. Un al doilea sfat. Îmi pare interesant că în Proverbe 31, întâi mama îi spune cum să fie el, băiatul ei. Și abia apoi, de la versetul 10, îi scrie cum trebuie să arate nevasta lui, adică nora. Mie îmi sunt drăguți unii predicatori care, și pe tema asta am ajuns și să fim judecați, că citesc numai cum trebuie să fie femeia. Uneori și din Geneza citim numai de la 18, numai cu facerea femeii, nu citim de la 8 și cu facerea bărbatului, cu ce de-a lui Dumnezeu temă, nu numai cu ce are ea de făcut. Ce vreau să înțelegem de aici? E foarte important înainte de căsătorie să fii educat și aici sunt două aspecte. Dacă tu nu ești format, nu ești înțelept, tu nu știi ce să prețuiești. Scrie în Proverbe 11:22. Asta spun pentru băieți, nu pentru fete. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Băieți,
care vreți să vă căsătoriți sau puțină amintire pentru cei ce v-ați căsătorit. Ce ați căutat, frumusețe sau înțelepciune? Depinde ce capacitate spirituală și intelectuală ați avut. La un copil, ce poți să-i dai? Bomboane și bani, ce adună? Bomboanele, atâta poate, nu? Ei, spun și la fete, ce vrei să scoți în evidență înainte de a te căsători? Frumusețe sau înțelepciune? Dacă vei scoate frumusețea pe piață, pe baza frumuseții vei fi cumpărat. Dar vei fi cumpărat de unul care numai atâta pricepe. Dacă vei scoate pe piață valori înțelepte, atunci asta se va căuta. Depinde pe ce raft și la ce tarabă ești expus. În ce vitrină vrei să fii așezat și vei fi cântărit ca atare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui. Cineva a întâlnit odată un om foarte scund. Și a zis, da, ăsta, la ce-i bun în firma asta? Ăsta e creierul la firmă. Păi e așa mic. Zice, tu nu știi că de-aici în jos e postament, valoarea de-aici în sus. Păi se apreciez calul după șauă, omul doar după haine. Dar oricum frumusețea trece. Nu? De aceea spune 1 Petru 3, podoaba voastră să nu fie? Podoaba de afară, care stă în hăinuțe, pieptănătură și ceva urituri pe acolo. Ce omul ascuns a inimii, liniște, pace, blândețe. Cu astfel de fată faci casă, cu alta ești bună doar de plimbare, că poate nici de lucru nu e bună. Și mai e un aspect. Nu doar că vei ști să prețuiești după capacitatea, după priceperea ta. Dacă tu nu ești, Dumnezeu îți dă? Păi scrie în Proverbe 19:22, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și Dumnezeu la cine dă har? La oricine? Nu? Așadar, dragii mei, încercați să fiți înainte de a dori ceva. Cum spune Pavel la 2 Timotei 2:22, fugi de poftele tinereții, lasă Instagram în pace și urmărește lucrurile sfinte, ca apoi când îți vine vremea dragostei, cum scrie în Ezechiel, să fii într-un anturaj, scrie acolo, să cauți pe Domnul împreună cu cei ce îl cheamă într-o inimă curată, că îți vei alege partenerul din mediul în care te învârți. Și asta să știe și părinții. Prietenii îți devin cuscri. Și pentru voi ceilalți care este tine să știi, dintre prieteni să-ți alegi partenerul sau partenera. Samson, cum a ajuns cu o filisteancă? Știți cum? Rezultă după prietenii care i-a invitat la nuntă. Ce erau, evrei sau filisteni? Filisteni, poftim. Păi fiecare în cercul de prieteni se învârte și sfinții stau împreună, nu se împacă împreună cu ceilalți, pentru că scrie în Proverbe, în 29:27, omul nelejit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, auzi? Îl vei respinge, vine un băiat fire să te caute, îl cântărești din două imagini, ți-e și creață să te plimbi cu el. Dar cel fără prihan este o scârbă înaintea celor răi, pentru că nu sunt compatibile. S-a întâmplat undeva în județul Arad, un băiat a pus ochii pe o fată, totul mergea spre căsătorie, se fixase data, era numărătoare invers, și undeva, să nu greșesc, o lună, două mai era până la nuntă și îi spune fata, nu mă mărit cu tine, nu-mi pot bate joc de tine. Tu ești prea pocăit. Tu habar n-ai de lumea asta, nici n-ai observat. Eu am fost o curbă și asta n-a ieșit din mine. Mă tem de Dumnezeu, ești prea fin și prea bun să-mi bag joc de tine. Dumnezeu i-a împietrit inima, observați? Și s-a stricat tot și el și-a luat apoi o fată bună. Că Dumnezeu știe să cruțe. Scrie în psalm că celui neprihănit răsare o lumină în întuneric.
Și Domnul te poate proteja. Odată a venit un tânăr și mi-a zis, frate, să-mi indici un proroc bun, că vreau să pun înaintea Domnului, să iau o fată bună. Și a zis, tu crezi că la Dumnezeu funcționează șmecheria asta? S-o să spună cum scrie în pilda gospodarului, ia ce ți se cuvine și pleacă. Că Dumnezeu e drept în hotărârile Lui, slăvit să fie în veci. Nu uitați așadar primele două sfaturi, unul pentru părinți, celălalt pentru tineri. E importantă educația primită, învățați-i. Doi, e important întâi să fii tu și apoi să aștepți ceva, că nici nu-ți dă Dumnezeu dacă nu ți se cuvine. Un al treilea sfat. Acesta e pentru băieți și apoi dau un sfat pentru fete. Adică primul e pentru bărbați, dar trebuie preluat încă înainte de căsătorie, și al pentru femei. Pentru bărbați așadar. 31 cu 3 și 4. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmerdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților lebuile, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tare. Versetul 30. Dezmerdările sunt înșelătoare, frumusețea e deșartă, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Aici avem de-a face cu curăția morală și cu stăpânirea de sine, care e foarte importantă la bărbați. Sunt foarte vulnerabili în vremea asta, mulți, la capitolul imoralitate, la ales scăpa ochii, să privească, datorită tehnologiei este multă stricăciune, la nu se înfrâna. Femeile aici uneori sunt mai atente, că mai țin la siluetă, la ceva reguli alimentare sau de sănătate. Dar bărbații uneori greu se stăpânesc să nu se uite sau să nu bea sau să nu mănânce, să postească. Cine nu-i stăpân pe sine, zice înțeleptul, că e ca o cetate surpată și fără ziduri. Să vă amintiți de Amnon, fiul de rege, 2 Samuel 13. L-a prins vraja după sora lui, după Tamar. Nu mai era în stare să facă nimic, slăbea pe picioare. Și nici nu s-a recunoscut în fața tatălui său, David. Asta i-a adus distrugerea. Și spune Scriptura, vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și fericii de bărbații aceia care pot să spun aici că tânăr bogat în privința asta sunt curați. 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și se referă concret. Să vă feriți de curvie. Și știți ce înseamnă asta? A spus Domnul, să nu-ți oprești privirea. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul, adică să-și controleze trupul în sfințenie și cinste. Și în Maleahii 2 să nu fii necredincios nevestei în mintea ta, că poate fizic n-ai pus mâna pe nicio femeie. Nevasta nici nu bănuiește una ca asta, dar în mintea ta poate vezi pe alta mai frumoasă, nu-ți poți controla ochii, poate privești anumite imagini care te fac vinovat, te întinează. Spune mai departe aici, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Despre cei din lume scrie în Efeseni la capitolul 4, începând cu versetul 19, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomia, și lumea asta de afară, orice fel de necurăție. Și faptele firii pământești, Galateni 5 cu 19, încep cu patru păcate ale trupului, curvie, prea curvie, necurăție și desfrânare. Fericii de bărbați și de tineri, evident, care se păstrează curați, care au tăria, nu să spună, păi nu pot să-mi controlez autosatisfacția, sau ca bărbat spune, nu pot, nu se poate. Numai dacă te lași controla de firea pământească, dar dacă ai Duhul lui Dumnezeu, scrie acolo la urmă înfrânarea poftelor. Un astfel de bărbat poate fi rege în casa lui. Așa scrie aici. Că multe femei au distrus pe împărați.
și multe femei în societate și uneori trist și bărbați din poporul Domnului pot să fie afectați. Îmi spunea un bărbat, 4 ani am fost muncit cu privire la o femeie din adunare. N-a aflat nimeni, a fost o luptă, m-a luptat teribil ca să scap. Ia vezi, pe unde s-a strecurat Duhul acesta, încât nu te poți controla. Dumnezeu să vă dea tărie, să fiți bărbați demni de harul care Domnul vi l-a dat. Mă adresez acum cu un alt sfat la surori și le citesc și lor 2 versete, 31 cu 10 și 11. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Aici, în original, nu se are în vedere la cinstită doar așa să fi fost fecioară când ai luat-o. Cum scrie despre Rebeca, Genesa 24, că niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Se referă la credincioșie, la corectitudine. Care femeie poate să spună că nu l-a mințit pe soț niciodată, că nu l-a înșelat cu 10 cenți, că este fidelă, îl iubește numai pe el și n-are în minte pe altcineva care poate a înșelat-o diavolul să-i spună că și cu acela trebuia să se mărite și poate este bărbat mai bun și mai pocăit, că diavolul îți poate aduce în minte câte toate ca să te înșele. Scrie aici, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri, are siguranță, stabilitate, familia. O astfel de femeie merită să fie lăudată. Dumnezeu să vă dea harul acesta. În mod special, ca și bărbați, ca și cap în familie, noi avem nevoie, imaginați-vă, un șef are nevoie de încredere în subalternii lui, să nu-l fure, să nu-l înșere dacă e vorba de o firmă. Și dacă e vorba de o femeie, că uneori femeile și de frică mai mint. Dar ispita să ascundă ceva, să... Hai să vă spun ceva particular. Când eram fecior, aveam o chestiune de la care făceam alergie. Când auzeam câte o femeie, mai tangențiam cu rudenii sau așa, taci să n-audă bărbatul. Asta n-am putut înghiți niciodată. Dumneavoastră vă știți cât sunteți de cinstite. S-a întâmplat undeva la o nuntă, o mireasă a încercat să pună ceva bani deoparte, că avea ceva datorii dinainte. Asta l-a terminat pe mire. A zis, eram gata să-i dau toți banii, să mă dau dator, să mă vând rob, să-i dau, că o iubeam. Dar să mă mintă? N-am încrederea în ea? Păi cinstea e ceva de mare preț. Se spune că vântul, apa și cinstea au călătorit împreună și au zis, unde e următoarea întâlnire? Vântul a zis, la deal, la apa, la vale. Și cinstea a zis, pe mine, dacă mă pierdeți, nu știu unde mă mai găsiți voi. Se pierde încrederea. Credincioșia e de mare preț. Să vă citesc doar un verset din Proverbe. Spune în capitolul 20, versetul 6, mulți oameni își trâmețează bunătatea. Și s-ar putea surorilor să vă lăudați, dar nu vorbesc despre asta acum, nu putem spune toate odată. Eu sunt o femeie bună, am făcut. Mulți își trâmbețează bunătate. Dar cine poate găsi un om credincios? Și în Biblie frecvent apar astea două împreună, să nu te părăsească, ce și în Proverbe 3, bunătatea și credincioșia. Nu doar așa o bunătate, așa sporadică, atunci când ai chef, când vrei, nu... Scrie aici în Proverbe despre femeia asta, ei face bine și nu rău în toate zilele vieții lui, are încredere în ea, e în siguranță. Dumnezeu să vă binecuvinteze, stimate surori. Și dacă n-a fost așa, le propun ceva soților dumneavoastră să vă ierte. Dar iertați și dumneavoastră pe ei, nu? De cumva n-au dat dovadă de un control asupra ființei lor, de o frânare suficientă și dumneavoastră de suficientă fidelitate. Un alt sfat, al câtelea o fi, al cincilea, al a șapte mă opresc, promit. Pentru o familie regească este foarte important ca în plan gospodăresc să fie folosit în mod eficient timpul și toate fondurile.
Scrie aici că femeia asta nu duce lipsă de venituri, pentru că se scoală de dimineață. Asta înseamnă timp folosit eficient. Să nu mă înțelegeți greșit, eu spun la surori, în mod deosebit la cele care au copii, să dormiți în mod suficient. O femeie care este extenuată fizic are chiar probleme de ordin psihic. Bărbatul nu are nicio problemă. La el altfel se pune problema. Dar e vorba, cum spune în 1 Timotei, capitolul 5, despre felul în care unele femei pierd timpul. Dar sunt și bărbați care, de când cu internetul, sport, știri și alte mizerii și lucruri fără valoare pe internet, scrie aici în 1 Timotei 5 cu 13, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Acum e tare ușor să umbli din casă în casă cu WhatsApp, nu? Sau cu alte forme. Nu, umbli din casă în casă. Poți să faci încă pe grup, mergi mai multe case deodată, nu? Nu le lași nici pe alea să-și facă treaba. Nu numai că sunt leneșe, dar au și alte patine. Vreau doar ca văduvele tine să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine. Dumneavoastră sunteți, dar așa scrie, trebuie să amintești și asta. Bărbații de asemenea, sunteți tineri, ați venit să munciți. Folosiți timpul în mod eficient, nici la muncă peste măsură. Că Dumnezeu a lăsat și timp pentru repaus. Trebuie să fie timp pentru toate. Și apoi felul în care îți administrezi banii. Scrie spre femeia asta că știe să cumpere un ogor. Știe de unde să cumpere, de departe, dacă aproape e mai scump. Tare multe probleme în viața de familie sunt de la bani. Și în Biblie sunt vreo 700 de versete care vorbesc despre bani, despre avere, despre bogăție, despre sărăcie. La dumneavoastră în familie pe tema asta e clar? Munciți, sunteți economi amândoi, nu? Știți să administrați, cum să investiți, aveți o înțelegere clară, harnici amândoi, nu peste măsură de harnici. Așa trebuie să se comporte într-o familie regească oamenii. Vor avea cele necesare. Scrie aici că n-are probleme iarna, râde de ziua de mâine. Toate sunt puse la punct. Am întâlnit situații care m-au uimit. Spunea o soră, și eu când ajung într-un mall, într-un supermarket, ceva, nu mai ies cu vreun ban de acolo. Și uneori nu iau bani la mine sau dacă e pe card, o fixez o limită, că altfel nu mă pot stăpâni. Cum vine asta? Mare lucru. Să te poți stăpâni la privire, să te poți stăpâni la bani, la a cumpăra. Dacă lăsăm reclamele să ne facă nouă garderoba, e baie de noi. Asta nu înseamnă să-ți prețuiești soția sau tu să prețuiești soțul muncind doar să-ți cumperi haine. Sau lucruri care nu sunt de folos. Undeva într-o țară aici, nu mai știu, în Europa sau în altă parte, un băiat așa, stil bucovenean, și-a pregătit casă, tot. Pe când a venit doamna, nu-i bună gresia. Dar ce, au făcut șoareci și găuri? Mă, dai nouă. Nu, că vreau alt model. Asta e înțelepciune? Și pomenea. Dumnezeu să vă dea pricepere și în privința asta. Nu vreau să insist ca să nu ziceți că vă fac eu regulă. Voi fi eu economist de profesie, dar vă las să vă număra singur banii. Dar fiți atenți, vă rog. Lucrați cu chipzuință. Altfel, scrie în proverbe că cel lacom își turbură casa, leneșul e mai rău. Scrie în proverbe 24 că a trecut pe lângă casa unui om fără minte. Deși scrie tot în proverbe că leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni, auzi, care vorbesc cu judecată. Și-au crezut că nu e acasă. Când o tras cu reca, ci că era acasă, dar nu funcționa decât așa ca ușa. De pe o parte, pe alta. Dar nu-i vorba de dumneavoastră. Mă duc mai departe. Un al șaselea sfat care vi-l dau. Dacă vreți să fiți o familie regească,
Atunci vorbiți înțelept și vorbiți frumos. Mama îi spune la băiatul ei când și cum se deschide gura, auzi? 31, versetul 8 și 9. Deschideți gura pentru cel mut, pentru cei părăsiți. Un om trist are nevoie de mângâiere. Dacă nevastă, dar dacă e trist, în primul rând, are nevoie. Deschideți gura să judeci cu dreptate, fii corect. Îi spune ei, sau despre ea, 26, ea deschide gura cu înțelepciune, auzi? Și cum femeile sunt mai melodioase în glas și că învățături plăcute sunt pe limbă. Ce frumos să trăiești într-o astfel de atmosferă. Oameni care nu deschid gura decât atunci când trebuie. Că cine deschide buzele larscile în proverbele, deschide spre nefericirea lui. Vorbeam de familie regească, scrie în Proverbe 17:7, cuvinte alese nu se potrivesc în gura unui nebun. S-auzi pe unul pe stradă că recită psalm. Sună frumos? Măcar că ești, zice cu dicție frumos. Da, ascultați. Cu cât mai puțin cuvinte mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Am repudiat minciuna încă din copilărie. Să minți, să strigi, să te cerți. Doamne ferește! Din Biblie și din viața pastorală și de familie am ajuns la convingerea că numai proștii se ceartă. Un om cu minte nu se ceartă. N-ai cum. Păi scrie în Iacov, capitolul 3, când e vorba de limbă, că unde ceartă sunt tot felul de fapte rele. Eu când am studiat despre ceartă am numit-o mama păcatelor. Să mă aud pe oameni spunând, păi ne încertăm și ne împăcăm. Deci, ne dăm de-a dura până la vale și apoi om urca noi cumva. Da, merită? Am mers să împăcăm o familie tânără, el a venit de la serviciu și nu era gata mâncarea și a strigat la ea, ea nu era nici răgușită, a putut striga și ea. Și el, bărbat fiind, a dat o palmă și a fugit la mamă sa. Și eu întreb, cine a terminat mâncarea? Păi cine nu era nici vasele spălate? Și cine a spălat? Și ce a câștigat? Păi ce trebuia să fac? I-am explicat frumos. Și după 2 ore de lămuriri pastorale și către noi, eram cu un alt păstor, eu pricep ce spuneți voi, dar voi nu pricep ce spun eu. L-am cotit pe celălalt, hai să mergem acasă. Dragii mei, amintiți-vă ce v-am spus de la început. Să-i aminte la ce te-a învățat tata și mama, cum spune în Proverbe, ci nu, nu mori în mijlocul învățătorului că n-ai vrut să-i aminte. Să te califici în a te tensura. Măi, întâmplarea aia că unul a vrut să însoare și la tata, dă-mi bani, să mă însor. Zice, n-au, proba să te însori, să stea banul pe apă. A dus, pus banul pe apă, banul s-a dus la fund, gravitația a intrat pe rol, încă o dată tot așa. Iar vine și cere, spune, tata, mai muncește și tu. Și când a muncit el, pot acum să mă însor, dacă stă banul pe apă. Și când s-a dus la apă, s-a tot învârtit, băi, dacă le dau drumul, îi duce apă. Sună apoi la tata s-a spus, nu mai pun, acum duce-te în soare. Trebuie să gândești, să știi ce e viața de familie. Dragii mei, viața de familie este ceva frumos, dacă știi să o trăiești. Cum știți, am trăit 33 de ani și jumătate cu prima soție și după ce n-am avut-o, mi se părea că dacă aș avea din nou nevastă, ea zicea despre mine că am fost bărbat bun, da? Eu tot am văzut că puteam să fiu mai bun. Măi, dacă aș avea-o, i-aș face orice. După 2 ani și ceva de văduvie, m-am căsătorit cu scumpa soție care a cântat. Și din nou pot să spun, deși viața recăsătoririi, când amândoi rămân văduvi, pare mai complex. Măi, de Dumnezeu ne-a dat har și e așa de frumoasă viața de familie. Eu am îndrăznit să spun că unii n-ajung nici să miroasă ce ar trebui să guste. Dar din vina lor. Mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să am nevastă bună și atunci și acum. Aia din tâi e mai bună ca mine și am crezut că acum cu asta, cu soția asta, o să iau eu premiul 1, dar de unde n-am șanse numai la premiul 2.
Dar asta nu e minciună, că vorbesc de la amvon, cu Biblia în față. Măi, se comportă dumnezeiește. Eu la mine mai văd câte o greșeală, la ea nu o găsesc. La dumneavoastră cum este? Unde vedeți greșeală? La celălalt sau la dumneavoastră? Unde? Hai, spuneți-mi, vă rog. Mă apropiu de încheiere, m-am doar una să spun. Vi le recapitulez să le țineți minte. Dacă n-aveți părinți care să vă înveți, duceți-vă la alții. La alții care au avut o viață de familie frumoasă. Și înainte de vă căsători, sfințiți-vă. Și ascultați-mă, cei care n-aveți reușit în viață, nu dați vina pe nimeni, uitați-vă din capăt cum ați pornit. Nu puteți să fugiți de istoria dumneavoastră. Așa nefericit, îmi spunea un bărbat aici prin Europa, într-o țară, frate, a plecat nevasta mea cu altul. Păi de vină, eu acum sunt liber. Și așa mi-a venit să-l întreb. Dar voi, înainte de vă căsători, ați fost curați? Păi zice, nu, că eu i-am luat fecioria. Na, te plângi că îi spar gardul, dar tu l-ai spart. Fii responsabil de viața ta. Așa ai pornit. Apoi v-am spus, pentru bărbați este foarte important să se poate controla, fiind niște bărbați morali. A nu-ți fugă ochii. Să te poți stăpâni pe tine. Uneori și în viața de familie, uneori nu se pot stăpâni. Păi normal să fii sănătos, să ai intimitate, să ai o viață normală. Eu sunt pentru tot ceea ce este plăcut în familie. Cum spune în Proverbe 5, să fim bătat de dragostea nevestei tale. Cum spunea un bărbat, am întâlnit în Ucraina, zicea, și m-am pocăit la un moment dat. Și toată ziua îmbrățișam pe nevastă, o apreciam la păr până la talpe. Și ai spune, dragă, dar ce-i cu tine? Toți îmbătrânesc, tu tinerești, mă inunzi. Și spune, dragă, ăsta e debitul meu, dar până acum mi-au mai curs râurile pe piețele de opște. Mai apreciam pe una, mai lăudam pe alta. Acum tot focul ți-l dau ție, de-aia te inunzi. Iartă-mă, dar ăsta e debitul. Nu-i problemă, dar să fie totul în viața de familie. Și pentru dumneavoastră, dacă vreți să vă prețuiască bărbatul, să atingeți starea de fidelitate, credincioșie, de dăruire. Am văzut într-o predică a unui frate, când într-o familie ea pocăită, el nepocăit, i-a ajuns bolnavă pe pat, el și-a permis să aducă amanta de față cu ea. Au venit rudelii și a spus, nu putem să te lăsăm în starea asta. Și a spus, nu. Ea nu era pocăită în tineret, s-a pocăit apoi. Eu i-am jurat lui să rămân până la moarte, chiar dacă n-am fost pocăiți atunci. Acum când sunt pocăită, cu atât mai mult trebuie să fiu credincioasă. Și Domnul a pus capăt într-o zi și durerii și vieții. Și la slujba de înmormântare în cimitire l-a strigat peste toți, printre lacrimi, lăsați-mă să vă spun ceva. Astăzi îngropați o sfântă, asta a fost adevărată femeie. De astăzi mă pocăiesc, vreau să fiu cu ea. Și scrie în Petru capitolul 3 că scâștiți bărbatul printr-o astfel de viață, pentru o curăție sufletească, prin credincioșie. Apoi v-am spus, să ținem cont că suntem pe pământ, de viața economică, de felul în care adunăm bani, de felul în care administrăm timpul, să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, să lucrăm cu înțelepciune, să ne dăruim, să ne prețuim, dar să fie toate făcute cu multă chipzuință. În al șaselea rând am amintit despre vorbire și scrie aici, să adaug și asta în Efeseni, capitolul 4, 29, imaginați-vă asta în viața de familie. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dar nu trebuie să faci pe mutul. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Vorbeam dimineață la Ebenezer despre Rut și Boaz. Când i-a vorbit cu atâta bunăvoință și i-a zis, cuvintele tale au mers la inima slujnicei mele. Să nu-ți permiți să spui vreo, să strigi la soție, să-i spui vreo vorbă aspră, vreo jignire. Păi fie se scoală o laudă, bărbatul ei o laudă, așa se cuvine. Și în ultimul rând, ce am încheiat, scrie aici în Proverbe 31, îi spune lui, să aibă în vedere pe cel sărac, pe cel amărât, pe cei fără drepturi, și despre ea scrie că își întinde mâna peste 20 către cel norocit și către cel lipsit. O familie cu principii înalte își va răsfrânge bunătatea și în afara familiei.
va avea în vedere necăjitul, bolnavul, rudenile, frățietatea. Nu se poate să fie egoist numai pentru casa ta. Să ai în vedere și pe alții. Îmi spunea un frate din Londra, la înmormântarea mamei lui era un om sărac care plângea, tot se scutura. Și spune unui frații lui, băi, du-te mai încolo și plânge, nu aici între noi, că o să zică ăștia că tu plângi după mama mai mult ca noi. Și el spune, dar voi nu știți că mama ta zilnic când mi-aducea mie mâncare, cine mai mi-aduce mie mâncare? Ea a fost mamă nu numai pentru voi, a fost și pentru mine. Și a spus Domnul Iisus să ia în vedere pe ăștia, că nu o să lipsească niciodată. Dumnezeu să vă dea o inimă bună, dar pentru asta trebuie să fie darnici amândoi. Dacă unul e zgârcit, un frate îmi spunea, am avut nevastă bună, credincioasă, dar zgârcită. Și numai cu înțelepciune a reușit să dau partea Domnului toată viața. Am auzit și altfel, câte surori m-au sunat și spus, frate, bărbatul nu vrea să dea bani. Cum să fac? Eu vreau să dau partea Domnului. Și fratele ăsta de care aminteam zicea că înțelepciunea rezolvă pe toate. Și o duceam pe nevastă în familii de săraci, handicapați, situații critice și luam bani la mine. Și când vedea situația critică de acolo, zicea, aici ar trebui dat ceva, aici ceva bani la tine. Eu ce am pregătit cu plicul să-mi aduc zeciuielile la zi. Că așa se cuvine să-i avem în vedere pe toți. Și spun la încheiere, că o astfel de familie aduce în casă o atmosferă, zice, fie se scoală, o numesc fericită, bărbatul se scoală, îi aduce laude. În casă, dragii mei, ar trebui să fie fericirea la ea acasă, dragii mei. Să te chinui unul pe altul în familie. A venit la mine un bărbat, vreo 70 de ani, spune, frate, slăvit să fie Domnul că mi-a murit nevasta. Era recăsătorit, rămâsese văduv. M-am tot pus în plan să divorțez, dar tot m-a rugat la Dumnezeu să mă ajute. Vai, greu a fost. Mi-a fost milă de el. Acum a scăpase. Dar ce fericire se poate trăi acasă. Acolo unde iubirea se poate manifesta în toate dimensiunile ei, să vadă copii, să se bucure. Spunea pastorul German Wilhelm Busch, s-a dus la o nuntă, avea 9 ani, sora lui arătă cam pe acolo și erau cu lângă părinți și aștepta să termine cu supa și cu câte toate, că era nu știu ce înghețată la desert. Și deodată cineva între servitul mesei anunță, ce în cer, ei sunt două locuri speciale pentru soțul, soția, care s-au înțeles, s-au fericit și au trăit cel mai frumos în lumea asta. Eu vă spun că sunt mai multe. Și au auzit pe părinții lui spunând unul către altul, nu așa să se laude în sală, alea, dragă, acelea două sunt pentru noi. Copil de 9 ani, nu uitați și-a zis, am uitat de înghețat, bucuros în ce familie am crescut. Nu pe degeaba se spune, dacă vrei să-ți fericești copiii ca bărbat, ai grijă de mama lor. Trăiește în așa fel încât cei din casa ta, cine trece prin casa ta, să spună ca și împărăteasa din Seba, de pe Solomonos, fericit cine stă în casă, dar de ce? Măi, când l-auzi, când vorbești, e o plăcere să stai să-l auzi. Și unii se nefericesc singuri. Și o astfel de familie, nu doar că lasă fericirea în casă, scrie aici că bărbatul e bine văzut la porți, se răsfrânge asta în adunare, e binecuvântată localitatea, dragii mei. Dumnezeu să vă dea harul acesta, să curgă bucuria și fericirea în casa voastră, să se răsfrângă în adunare și să ajungă și în societate. Amin.